Mergem să punem cauciucurile de iarnă. A venit iarna. Mergem să le punem și plecăm spre București. Salutare! Astăzi mergem la Brașov. Mergem la Brașov, dar înainte să mergem la Brașov, trecem la București, la aeroport, să o luăm pe mama mea. O să o luăm de la din București, ne ducem în Brașov, vrem să ne luăm cazare o noapte, vrem să vizităm Brașovul, mergem la Târgul de Crăciun și după o să mergem și prin Poiana Brașov, să dăm o tură. Am luat Sania, după cum vedeți în spatele meu este Rebecca și soția și vrem să ducem fata la zăpadă. Am ajuns la cazare în Brașov. Mergem sus în camera să ducem absolut tot. După cum vedeți, am o bătărică în mână. Mergem să cărăm tot ce e de cărat și ne auzim după. E super tare făcut. Este un complex rezidențial, din ce putem să, după cum putem să observăm. E foarte drăguț, miroase foarte bine, chiar e super bine făcut. Iar noi avem camera 501. Ce tot faci? A, ei, faci caca! A, aici. Face caca, de asta se duse acolo. Faci caca mai? Nu. Nu face fata caca. E cald acolo. Da, e cald și bine. Mergeam în Poiană. Pe camere și nu pare să fie zăpadă deloc. Doar foarte puțin pe munte pe acolo. Nu e deloc.
mergem în Poiana Brașov. Încercăm să găsim o pârtie unde să putem să ne dăm cu Sania, să dăm fata cu Sania. Și după ne ducem să mâncăm ceva. Și cam asta este. După, pe seară ne întoarcem la Brașov și vizităm Târgul de Crăciun al brașovenilor, să vedem ce au făcut, dacă e mai frumos decât cel din Craiova sau nu. Aici la mami. Hai la tati. Că mergem mai sus. Ce ai găsit mami? Ia uite-te la mami. Gheață. Cred că e zăpadă artificială. Urcă mami, hai că poți. Ești echipată. Dai mânuțe? Celul din spatele meu, două nopți, două camere duble, 60 de milioane. Ieftin. Mama, e supărată că nu ai zăpadă? E supărată că nu ai zăpadă? Nu, nu e supărată. Nu e supărată. Nu, nu o să mami supărată. Mergem la altă zăpadă. E supărată? E supărată că nu. Și fata? Am ajuns în Poiana Brașov. După cum se poate observa, soare afară, vreme frumoasă, însă prea frumoasă vremea și se pare că nu avem zăpadă. Prea mult soare. Prea mult soare și prea puțină zăpadă. Și nu sunt nici temperaturi foarte joase ca să reziste. Da, sunt undeva la 2-3 grade. Dar Poiana e frumoasă oricând. Hai să mergem de căi. Ce nu vrea? Vreau o ciorbiță, mami. Da? Da. Și mai ce, tati? Ce ai cerut tu să bei? Ce vrei să bei? Din Brașov. Nu, vând ceva produse. Ce
Este imensă și parcarea asta și toată zona asta a mall-ului. E foarte mare. Știi unde mergem acum? La Brașov. La Brașov, la Luminițe. Mergem în centru la Brașov, în centrul Brașovului la Luminițe. Vrei? Da? Hai. Haide, tati! Intră! Și întoarce-te la tati! Bravo! Zero! Mergem la Luminițe, la vedem dacă e Moș Crăciun pe acolo, tati, dacă îl găsim pe Moș. Da? Deci efectiv este lume ca la nebuni, cum s-ar spune. Ia uitați și bradul ce frumos e. O grămadă de articole din acestea handmade. O grămadă de articole. Și brățărele. Vreau să mă uit. Căciul de blană, cine vrea să-și ia. Căciul de blană. Și
porție din piele. Ia uitați câte chestii sunt, o grămadă de chestii. Vloguri din acestea făcute la fel. Bradul chiar e superb, îmi place mult de tot. Nu sunt chiar toate pornite, toate deschise, toate căsuțele din acestea. Văd că mai sunt unele care chiar sunt închise. Nu le-au... Probabil că le-au închiriat, dar nu le-au dat drumul. Are frumos. Aici am mâncat în seara asta. Este o locație cu specific românesc, din ce am văzut. Au tot felul de preparate din acestea la cuptor. Unde să mă duc? Acolo la oaie și te sper pe tine. Păi de ce? Dar nu vreau să mă spăl. Pe tine. De ce să mă spăl? Mâncai dulciuri. Mâncai dulciuri? Hai, să te sper. Ce vrei să-mi dai? Pasta, periuța? Să te sper. Bine.